În data de 25 mai, oamenii legii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autovehicul, care circula dinspre localitatea Deta, înspre Voiteg și care ar fi fost înregistrat de aparatul radar cu o viteză de 194 de km la oră. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de către polițiști, acesta continuându-și deplasarea. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea conducătorului auto, respectiv un bărbat în vârstă de 37 de ani. Acesta a fost sancționat contravențional conform prevederilor, fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 150 de zile.